Edilul șef le-a urat celor prezenți multă sănătate și puterea de a-și păstra și pe mai departe dragostea ce i-a unit până acum, oferind fiecărei pereche o diplomă de fidelitate, o floare, precum și o indemnizație sub formă de etichete sociale, în valoare de 600 de lei. Să vă felicit pentru faptul că ați rezistat 50 de ani în vârstă. Din păcate, absolut mai rare sunt astfel de cazuri. Eu cu siguranță vă urmesc, am făcut și eu 38. Pentru dumneavoastră sunt un exemplu pentru cei tineri. Nu știu ce se întâmplă sănătate, dar din păcate v-am spus când rezistă 62%, 62% din tineri, divorțează. Nu știu ce se întâmplă. Sperăm să ca lumea să schimbe sensul dorit, pentru că societatea nu se poate dezvolta decât atunci când există. Rolul societății trebuie să fie familia. Asta e punctul meu de vedere. Și așa cred că ați gândit și dumneavoastră, că altfel nu erați aici. Primăria acordă o diplomă de fidelitate, un buchet de flori și ceva de un șpriț. Familia Eugenia și Ioan Spălnăceanu. Familia Georgeta și Mihai Gheorghescu. Familia Niculina și Aron Cosma. Familia Constanța și Ion Crăciunescu. Aici. Familia Maria și Ion Bușcan. Familia Constantina și Teodor Dofilcă. Familia Maria și Ion Nicolae. Lucia și Ion Germană. Familia Aurora și George Trâncoi. Familia Elena și George Pica. Ești cineva care nu și-a auzit numele? Podulescu. De la debutul acțiunii, acum 19 ani și până în prezent, 2158 de cupluri au fost sărbătorite la Primăria Râmnicului cu ocazia Nunții de Aur, din care 124 în anul 2018. Tot cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 17 râmniceni au intrat oficial în Clubul Longevivilor la împlinirea unor vârste de peste 90 de ani, fiind sărbătoriți la domiciliul lor și primind, în funcție de vârstă, indemnizații sub forma unor tichete sociale.